Bună ziua! Invitat astăzi alături de mine este domnul Cristian Bușoi, europarlamentar PNL. Bună ziua, domnule Bușoi, și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu din nou alături de PS News. Vă mulțumim ca de fiecare dată. Executivul a adoptat marți o ordonanță de urgență prin care serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sănătate se pot derula și la spitale private fără ca pacienții să trebuiască să plătească în plus. După această ordonanță de urgență au apărut tot felul de controverse și tot felul de întrebări în spațiu public. Și vă rog să lămurim puțin acest aspect. Aveți idee pe ce considerente a pornit această ordonanță de urgență? Dezbaterea publică și argumentele și atacurile la proiect au început înainte de adoptarea ordonanței de urgență. În opinia mea, din două motive. Unul, o neînțelegere, o necunoaștere și anumite confuzii care s-au făcut în spațiu public și de anumiți oameni, de altfel cu bună intenție, care s-au temut că serviciile medicale vor fi privatizate, că pacienții vor plăti bani pentru programele de sănătate. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, un fake news de proporții generat de Partidul Social Democrat, care cu bună știință de data aceasta a încercat să inducă o anumită confuzie. Chiar la un moment dat s-a încercat a se aduce chiar către ideea că analizele medicale, analize de laborator, analizele imagistice vor trebui să fie plătite, că nu vor mai fi gratuite, lucruri care nu aveau nicio legătură. Programele de sănătate de până acum, la aceste programe de sănătate participau și operatori privați. Ba chiar vă pot da două exemple de programe de sănătate, cel de dializă, oficial se cheamă programul de suplere pentru funcția renală, da, programul de dializă și programul de radioterapie. În aceste două programe, cele mai multe sau o parte semnificativă în cadrul programului de radioterapie, dintre cei care prestau aceste servicii, erau operatori privați. Deci la dializă, aproape nou. 80-90% sunt operatori privați. La radioterapie, într-adevăr, mai există și spitale publice, dar s-au dezvoltat multe centre private, tocmai pentru că publicul nu a avut bani să investească în aparate noi de radioterapie. Și pacienții sunt foarte mulțumiți, ba chiar listele de așteptare sunt în general în centrele private. În ceea ce privește dializa, știți bine că pacienții se bucură de servicii complete și nu există niciun fel de problemă. De asemenea, chiar și în cazul medicamentelor din programul de oncologie, și aici pot participa centre private care au acces la cele medicamente care sunt în programul de oncologie. Deci nu se face nicio schimbare, nu va exista niciun fel de diferență între ceea ce a existat până acum și ceea ce va exista în viitor. Pentru niciunul dintre aceste programe, pacienții nu au fost vreodată puși să plătească. Și este interzis să se lua coplată pentru programe de sănătate. Dar tocmai pentru a face lucrul acesta și mai clar, s-a venit cu o prevedere mult mai puternică în modificarea legii 95. Acum am văzut că ce și privații... E vorba de altceva, imediat vă explic. Da. Ce s-a schimbat într-adevăr în ceea ce privește acțiunile prioritare, acele programe ale Ministerului Sănătății, cum este cel de accident vascular cerebral sau cel de infarct, care se derulau cu precădere în unitățile, spitalele publice și unde spitalele private puteau intra doar dacă capacitatea spitalelor publice ar fi fost depășită, care au o sintagmă extrem de vagă, care în general nu permiteau centrelor private, care sigur trebuie să îndeplinească niște norme tehnice minimale, dotări de bază, trebuie acreditate, trebuie să aibă tot ceea ce le trebuie, nu prea puteau intra în aceste programe pentru că, știți bine, banii publici la un moment dat sunt controlați de Curtea de Conturi și nimeni nu și-asuma să spună în ce măsură capacitatea centrelor publice a fost depășită. Deși avem nenumărate exemple și s-a dat mereu exemplu de la Craiova cu un jurnalist sau prezentator celebru, s-au mai dat și alte exemple în care pur și simplu sistemul public n-a fost în stare să rezolve un caz. Ori de la această modificare a legii, de la această ordonanță de urgență, s-a înlocuit sintagma atunci când este depășit sistemul public și centrele private, ca și centrele publice, pot intra pe aceste programe. Nu este niciun fel de problemă. Cred că pacienții vor beneficia de servicii mai bune și, într-adevăr, va exista o concurență. Va exista o concurență, dar asta e bine pentru pacient. Poate nu e atât de bine pentru anumite spitale publice care nu s-au preocupat să atragă pacienți, să-și facă cu adevărat datoria, dar în ceea ce privește beneficiul pacienților, acest beneficiu este cu adevărat cert. Deci beneficiarii sunt pacienții. Beneficiarii sunt pacienții și sigur
De acum înainte, în afară de programele deja existente despre care v-am amintit, vor fi și aceste acțiuni prioritare ale Ministerului Sănătății care se pot desfășura în unități private. Asta este tot. În ceea ce privește nemulțumirea, aici o consider justificată, a furnizorilor privați de servicii de sănătate, dar în același timp înțeleg și susțin decizia strategică a Guvernului de a nu deschide o dezbatere publică în aceste luni, mai ales pe situația aceasta de interimat, de neclaritate politică. Într-adevăr, a existat o modificare în timpul PSD, în timpul doamnei ministru Pintea, care permitea ca în spitalele private, pentru anumite servicii și în primul rând spitalizare continuă, să poată să se perceapă coplată. De ce? Pentru că tariful cu care casa decontează anumite servicii de spitalizare continuă, încă o dată nu vorbim de servicii de sănătate, vorbim de internarea în spitalul privat, de o intervenție chirurgicală, gen operația de apendicită, o tot dau exemplu, tariful este foarte mic. Și în acest moment există două situații în care fie spitalele private nu mai fac contract cu casa pentru acel tarif mic, no, și atunci pacientul plătește totul, tot tariful, chiar dacă a muncit toată viața, chiar dacă plătea asigurări, chiar dacă este asigurat, dar dacă vrea să meargă la privat, plătește totul. Sau fac contract, dar găsesc tot felul de alte subterfugii și servicii conexe pentru a-și acoperi diferența de cost. Uneori putând fi puși în pericolul de a se interpreta că nu respectă contractul cadru și contractul cu casa de sănătate. Ori, tocmai asta au cerut spitalele private să se revină la normal, și pentru acele servicii de spitalizare continuă, acolo unde tarifele sunt foarte mici, să poată să existe posibilitatea ca pacientul să plătească o diferență, adică să nu plătească tot, pentru că sunt asigurați, dar să plătească diferența până la costul real. Era o prevedere care, încă o dată, a fost introdusă de vechiul guvern PSD. Deci doamna Sorina Pintea. De doamna Sorina Pintea. Și de asta n-am înțeles modul fals PSD, în care PSD, nu neapărat doamna Pinta, dar cu care PSD și liderii PSD au atacat aceste modificări când în timpul guvernării lor se făcuse. Asta e foarte interesant. Exact. Că... Dar care acum, din motive de a totuși face o analiză de impact mai bună și de a pregăti cât mai bine măsura, a fost prorogată pentru un an. Cred că până la urmă se va găsi un echilibru și atunci când sistemul și bugetul va fi pregătit pentru a acomoda și această măsură, lucrurile vor reveni așa cum de altfel ar trebui să fie normale pentru spitalizare continuă, să existe posibilitatea de a se percepe complată în sistemul privat. Deci deocamdată mai durează un an, să înțeleg. Deocamdată mai durează un an pentru a se introduce această măsură. În schimb, pentru programele de sănătate care deja existau și nu se schimbă nimic și pentru acțiunile prioritare ale Ministerului Sănătății, noutatea este că și centrele private vor putea derula aceste programe și este un lucru foarte bun și foarte important. Dar de ce? Eu am văzut reacții ale unora dintre privați destul de acide la acest proiect. De ce sunt nemulțumiți? Adică ar avea de ce să fie nemulțumiți? Nu, strict pe prorogare, pe amânarea acelui termen cu un an, sigur, înțeleg nemulțumirea, v-am spus de la bun început, pentru că este un lucru pe care ei nu-l înțeleg. De ce? Atunci când vine o persoană care este asigurată, dacă au un contract cu casa și tariful este foarte mic pentru spitalizarea continuă, de ce n-ar putea percepe o diferență pentru a ajunge la costul real, dar să nu-i ceară pacientului toată suma de bani? De exemplu, dacă, să spunem, dau doar un exemplu fără să am cifrele exacte, doar pentru a fi înțeles. Dacă, de exemplu, o anumită operațiune, o operație de apendicită, o apendicectomie, este decontată la tariful de 1000 de lei, să zicem, dar costul real în sistem este de 3000 de lei, diferența ar fi aceea care ar trebui să fie suportată de către pacient. Astăzi îi plătesc toată suma, inclusiv cei care sunt asigurați și au muncit toată viața și ar avea dreptul. Coplata le-ar permite să plătească doar diferența și ar permite și furnizorilor privați să fie în contractare cu casa de sănătate, fără a tăia nimic din bugetele spitalelor publice, fără a pune în pericol existența spitalelor publice, fără a avea niciun fel vreo discuție care să pună cea mai mică presiune financiară pe spitalele publice. Am văzut chiar opinii care susțin că această ordonanță de urgență s-a dat pentru a ajuta, nu știu, anumite spitale private. Am văzut și varianta aceasta vehiculată.
Nu cred că există cel mai mic temei pentru a considera că această ordonanță de urgență a fost dată pentru anumite spitale private. Nici nu poate fi vorba de așa ceva. Orice spital privat care va investi și va putea să deruleze acțiunile prioritare, programele de infarct sau programele de gestionare a accidentelor vasculare cerebrale, vor putea intra acolo. Nu există un spital sau altul care să fie favorizat. Sunteți unul dintre europarlamentarii români care ne reprezentați cu succes la Bruxelles. Sunteți singur român președinte de comisie, spun bine. Cum se resimte la Bruxelles zilele acestea plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană? Au căpătat mai mult influență europarlamentarii germani, ca de exemplu, sau cei austrieci? Cum stau lucrurile acolo? N-aș spune că cineva a căpătat mai mult sau mai puțină influență, pentru că în mod evident, lucrul acesta e greu de stabilit acum și oricum influența depinde de un subiect sau altul, pentru că atunci când vorbim de subiecte legislative unde, de exemplu, președinte de comisie este un român sau raportor principal este un ceh sau un polonez sau un bulgar sau se face o coaliție între anumite țări sau în interiorul unui grup politic, acest gen de influență este în mod clar foarte greu de evaluat și oricum este variabilă și în funcție de subiect. Pe de altă parte, evident, țările mari, cu număr mare de europarlamentari, care au în spate o tradiție importantă de prezență în instituțiile europene, care în același timp contribuie mult la bugetul Uniunii Europene, așa cum sunt Germania, Franța, Olanda, au o anumită influență sporită față de țările mai noi sau care contribuie poate mai puțin la bugetul Uniunii Europene. Dar de foarte multe ori contează și persoana pentru a genera o anumită influență și nu neapărat naționalitatea. Adică un europarlamentar dintr-o țară mică, foarte, cu multă experiență, cu expertiză în domeniul său, care are anumite responsabilități, care are o funcție în Parlamentul European, poate avea o influență mai mare decât un europarlamentar dintr-una dintre țările mari ale Uniunii Europene. Dar, într-adevăr, Brexit-ul a fost un moment de cotitură istoric, în sens poate negativ, aș spune eu, pentru că este pentru prima dată când o țară se desprinde de construcția europeană. A fost un moment trist în Parlamentul European, așa cum pentru o bună parte, poate jumătate din cetățenii Marii Britanii, acest moment nu este unul de bucurie, pentru că, vă aduceți aminte, votul a fost foarte strâns și, între timp, mulți au considerat că au greșit atunci când au mers pe această direcție. A fost o saga de câțiva ani care trebuia la un moment dat încheiată din motive foarte clare. Nu se putea merge înainte cu amânări și amânări de când deznodământul era clar, odată cu referendum, odată cu activarea articolului care cerea ieșirea Marii Britanii, odată cu negocierile pe acord și cu toate deciziile luate și în interiorul Uniunii Europene. Pentru România s-a schimbat ceva, în afara faptului că noi am primit un loc. Nu s-a schimbat mare lucru nici pentru România, nici pentru Uniunea Europeană, pentru că știți bine că e o perioadă tranzitorie până la sfârșitul acestui an. Deci sunt 11 luni în care nimic nu se schimbă. Nici statutul cetățenilor europeni în Marea Britanie și a britanicilor din Uniunea Europeană, nici partea economică, accesul la piața unică europeană, nici măcar granița între Irlanda și Irlanda de Nord, nici participarea Marii Britanii la bugetul european. Lucrurile acestea vor fi negociate în cele 11 luni, deci astăzi nu este nicio schimbare. Dar evident că după aceste 11 luni schimbări vor fi, pentru că cel puțin faptul că Marea Britanie va fi parte, nu va mai fi parte a construcției europene, nu va mai contribui la buget, plus se relațiile economice, se vor resimți, da, evident. Iată că deja avem o controversă pe buget și nu știm cât va contribui în plus fiecare țară. Lucrul acesta nu este încă tranșat și negocierile sunt foarte dificile, iar președintele Consiliului European, Charles Michel, cel care și-a luat însărcinarea de a încerca o mediere, are o misiune foarte grea. Un alt subiect care a alarmat, aș spune eu, o lume întreagă. Deocamdată România stă liniștită, cel puțin așa știm de la domnul ministru al Sănătății. Bilanțul noului tip de virus, coronavirus, crește alarmant. Sunt peste 500 de morți la momentul acesta. Cât de serios se discută la Bruxelles despre această situație? Care sunt ultimele discuții pe acest subiect? Se discută foarte serios. Acum
Știți bine că în materie de sănătate, țările membre au cele mai multe atribuții. Și fiecare țară a Uniunii Europene își pune în aplicare planurile de protecție împotriva acestui gen de amenințări, epidemii, risc de epidemie. România are deja măsuri luate care până acum s-au dovedit a fi eficiente și cu controlul la graniță, la aeroport și cu unitățile mobile și cu sistemele de alertă. Ministrul Sănătății a explicat foarte bine, dar nu doar Ministrul Sănătății, toate instituțiile din România, Ministrul de Interne cu instituțiile din subordine, ceilalți miniștri care fac și au coordonat și o achiziție, Ministerul de Finanțe care a pus banii necesari, sunt mobilizați. La nivel european, sigur, avem o instituție importantă, European Disease Control, ECDC, care urmărește și încearcă să vină cu propuneri de măsuri și în același timp să coordoneze, plus toate grupurile care luptă împotriva amenințărilor transfrontaliere sunt în alertă, au venit cu măsuri, au propus măsuri țărilor membre, fac partea aceasta de coordonare între diverse țări membre. Din acest punct de vedere, cred că Uniunea Europeană este subiect de discuție și este mai mult decât subiect de discuție, este subiect de acțiune și instituțiile europene și naționale își fac treaba. Crezi că este virusul acesta mai periculos decât lasă autoritățile chineze să se înțeleagă? Dumneavoastră sunteți medic. Foarte greu de spus, pentru că știți bine că există o întreagă controversă pe acest subiect. Și tot felul de teorii care China este o țară care s-a schimbat foarte mult în ultimele decenii, care a devenit o putere economică mondială, care, sigur, devine deja un jucător internațional, pașnic, cum le place și cum există doctrina politică a Chinei, dar care are din ce în ce o mai mare influență și încearcă să își capete o cât mai mare influență, față de care și Statele Unite ale Americii, partenerul nostru important, și Uniunea Europeană răspunde cu anumite măsuri, mai ales în domeniul economic, dar totuși China nu este o țară atât de transparentă în care informația să fie atât de clară, așa cum este, de exemplu, în multe dintre țările Uniunii Europene. Sau cel puțin aceasta este percepția. Și atunci, sigur că nu avem la dispoziție toate informațiile necesare pentru a vedea în ce măsură lucrurile sunt sau nu ținute sub control, în ce măsură pericolul este mai mare sau mai sau exact cum îl descriu autoritățile chineze. S-a pus ce pot să la văd Bruxelles este că și în problemă? Da, s-a pus și se pune și o discuție internațională și se poartă această discuție în mod foarte deschis. Ceea ce pot să apreciez însă este că am văzut o hotărâre și în acțiunea din China, în mod clar, există o acțiune foarte rapidă, foarte puternică. Au mai fost incidente în trecut în care s-a amânat acțiunea, în care au fost tragedii și lucruri care ulterior s-au dovedit a fi extrem de greu de explicat. Acum se pare că acțiunea e foarte hotărâtă. E și o anumită acțiune de PR, așa cum este celebra construcția unui spital în câteva zile. Dar în același timp, cred că în acest moment pare ca situația să fie gestionată cât de cât, cât poate fi gestionată. Deci e sub control. O astfel de situație. Mulți pus sub control spun că e gestionată, că există o anumită acțiune, că există o anumită hotărâre, că există anumite resurse care se pun la dispoziție, dar există și o anumită lipsă de transparență și de comunicare care dă naștere la și la teoria ale conspirației, dar și la anumite îngrijorări legitime în Uniunea Europeană, în România. Dar aici sunt canalele diplomatice și discuțiile bilaterale care încearcă să rezolve anumite lucruri. În tot acest timp, în România astăzi s-a declanșat epidemia de gripă. Domnul ministru al Sănătății a declanșat această epidemie datorită faptului că, iată, câți oameni au murit până la această oră. Care sunt, ce înseamnă această epidemie și ce măsuri ar trebui să luăm? Este o situație foarte serioasă și pe bună dreptate Ministrul Sănătății a făcut acest anunț, a luat această decizie. Ministrul și Ministerul, echipa de la Minister. Și există deja măsuri care sunt implementate și pe care Ministerul le-a prezentat. Ajungem la această situație din mai multe motive. În primul rând, clar, vorbim de anumite motive obiective, faptul că se schimbă, timpul a fost foarte schimbător. Da, a fost vedem, atipică, zilele trecute aveam 17 grade, astăzi avem iarnă. Care acest gen de afecțiune și poate duce la epidemie.
În al doilea rând, sigur că există o anumită slăbiciune a sistemului sanitar din România. Din păcate, medicina de familie nu este îndeajuns de bine utilizată, oamenii nu merg atunci când trebuie, unii medici de familie nu au la dispoziție ceea ce este necesar, de foarte multe ori se duc direct la camera de gardă, acolo există pericolul să se împrăștie un anume virus, să se devină boala foarte contagioasă. Există situații în care boala vine pe fundul unor altor afecțiuni de sănătate și iarăși avem o problemă cu tratarea unor afecțiuni de sănătate, de multe ori, și din motive că nu reușesc să se ducă la spital, că nu au acces, că e foarte departe față de locul în care locuiesc, că nu sunt informați. Se duc atunci când situația este foarte gravă și dacă se adaugă și un virus de acesta foarte periculos, exploziv, ar putea fi chiar fatal. Este fatal, pentru că, de fapt, de cele mai multe cazuri vorbim de afecțiuni preexistente, de o stare de imunitate scăzută și odată ce apare și gripa, lucrurile devin greu de gestionat. Dar mai e și o cauză foarte importantă, aceea lipsei vaccinării. Și aici vedem încă o dată cât de mare rău fac campaniile împotriva vaccinării și o spun foarte hotărât, trebuie ca România și autoritățile, și aici o să mă implic și eu cât pot, ca în perioada următoare să facă cât mai mult pentru promovarea vaccinării în România. Pe de o parte, să asigure la timp vaccinurile la medicii de familie, farmaciile să fie aprovizionate la timp cu vaccinuri, să existe campanii de informare, să existe o implicare mai mare a medicilor de familie pentru acțiunile de vaccinare. Toate aceste lucruri trebuie făcute, să existe dotări suficiente la medicii de familie, lanțul de frig, pentru ca vaccinurile să fie ținute în condiții propice, pentru că știți că odată ce nu sunt ținute în condiții propice, efectul este zero, ba chiar pot apărea reacții adverse, alergii, poate chiar uneori reacții mai dure. Și aici iarăși am văzut o bună campanie a Ministerului Sănătății și anunțuri, inclusiv în mass media, să existe foarte mare atenție la vaccinurile cumpărate pe internet sau cele care circulă de la o persoană la alta, pentru că dacă n-au fost ținute în condiții corespunzătoare, între 2 și 8 grade, atunci efectele sunt mult diminuate și pot apărea efecte adverse. Cred că toate aceste situații trebuie să ne aducă la realitate. Sigur, nu s-a descoperit încă vaccinul împotriva coronavirusului din China, dar pentru virusul gripal clasic, acela care a generat astăzi nevoia de a declara starea de epidemie, am fi avut vaccinuri și nu le-am utilizat așa cum trebuie. Fac un apel foarte hotărât către toți factorii din sistem și eu ofer toată disponibilitatea mea de a mă implica cu toată experiența europeană, ba chiar încercând să vedem cum putem fi sprijiniți de la Bruxelles în mod concret, să începem să facem un plan mult mai coerent de vaccinare și promovarea vaccinării în România. Spuneam la început că sunteți singurul român președinte de comisie în Parlamentul European. Povestiți-ne puțin cum s-au schimbat lucrurile. Acum este o comisie, foarte importantă, este o comisie care cumva gestionează domenii foarte importante. Am rămas activ și în Comisia de Sănătate și Mediu, am rămas cu responsabilitatea Agenției Europene a Medicamentului, dar sigur că acum marea parte din activitatea mea este concentrată pe această nouă comisie. Area de competență este industria, toată industria europeană și așteptăm în perioada următoare strategia industrială europeană pe care o va prezenta comisarul Breton. A și venit să fac o discuție în comisie în una din săptămânile trecute. Tot ceea ce înseamnă partea de energie, politici de energie în Uniunea Europeană, un domeniu fascinant și foarte important în contextul Green Deal și avem marea provocare de a decarboniza economia europeană și mai ales sistemul energetic, pentru că 80% din emisiile cu efect de gaz de seră vin dinspre sistemul energetic. Avem toată partea de cercetare ca și area de competență, programul Orizont 2020, astăzi în derulare, și Orizont Europa. Știți că am fost raportorul pentru capitolul de sănătate din programele acestea de cercetare. Le cunosc bine, acum trebuie să urmărim implementarea și să facem politici pentru următorul program de cercetare și una dintre direcțiile mari de acțiune ale Comisiei pe care
o conduc, al cărui președinte sunt. Avem tot ceea ce înseamnă politica digitală, politica de spațiu, industria de apărare. Deci sunt câteva domenii foarte vaste și în contextul Acordului Verde European, Green Deal, devine poate cea mai importantă comisie din Parlamentul European. Există colaborare între europarlamentarii de diverse grupuri politice la Parlamentul European? Există o bună colaborare. Se poate? Există și subiecte politice acolo unde nu ne înțelegem, dar există și lucruri strategice în care grupurile politice acționează în aceeași direcție. Green Deal este un astfel de exemplu. Noi, cei din PPE, vrem totuși să ne bazăm toate acțiunile pe un studiu de impact mult mai solid, pe nevoia de a nu pierde competitivitatea industriei europene, de a nu pierde locurile de muncă, de a vedea cum putem avea mai degrabă oportunități. Sigur, grupul socialiștilor, o parte din grupul Renew și o parte din și toți verzii, toți ecologiștii, au o abordare mai entuziastă și poate țin mai puțin cont de aceste aspecte extrem de importante și vor și din rațiuni de politică, de PR, să meargă poate cu măsurile mai la extrem. Cred că trebuie găsit o cale de mijloc pentru a putea ajunge într-un final la compromis, pentru că dacă se forțează foarte mult, nu cred că economia europeană este pregătită să facă o astfel de trecere fără un plan foarte detaliat și foarte rezonabil. E bine de știut că se poate colaborare între grupuri politice la nivel european, pentru că la nivel național nu prea vedem că ar exista o posibilă colaborare. Da, poate la nivel european colaborarea este mai dificilă, pasiunile sunt mai mari, interesele politice mai mari. Da, și la nivel național există momente de cooperare și avem chestiuni de consens. Parteneriatul cu SUA, prezența noastră în Uniunea Europeană, zestrarea și cheltuielile de 2% din PIB pentru apărare. Sunt câteva zone comune unde putem să avem aceeași opinie. Pe alte lucruri suntem foarte divizați, uneori e normal, e de înțeles. O singură întrebare mai am și va trebui să închidem, din păcate, acest interviu, dar, bineînțeles, vă lansez invitația de a avea încă un interviu, de ce nu. Ați fost lider al PNL București. Cum vedeți dumneavoastră situația de la capitală în privința alegerii primarilor? Dacă se rămâne la un singur tur, ar trebui să fie un candidat unic sau Partidul Național Liberal ar trebui să meargă pe un candidat propriu? Cum vedeți dumneavoastră situația din prisma faptului că ați fost președinte al PNL București? Cred că acum discuția cu un tur sau două tururi nu își prea mai are rostul. Noi am încercat din răsputeri și chiar am riscat guvernarea și s-a văzut că da, a existat o majoritate odată cu guvernul. Pentru că am făcut această asumare. Odată cu trecerea moțiunii de cenzură, proiectul a căzut, asumarea a căzut. Prin urmare, rămânem pe situația cu un singur tur. Nici ordonanță de urgență nu mai este posibilă pentru că acest guvern, care are acum puteri limitate, nu poate da ordonanțe de urgență. Oricum, ordonanța de urgență, dacă ar fi fost dată, ar fi ridicat semne importante de întrebare în ceea ce privește constituționalitatea. Vor fi alegeri într-un singur tur, din păcate. Sper totuși că odată ce trecem de acest ciclu, mult mai repede decât să stăm până în ultima secundă, cu viitorul parlament, care va fi altul, nu acesta dominat de PSD, să vină cu o măsură foarte clară care pentru alegerile următoare să statueze principiul cel mai democratic, cel mai legitim alegerii cu jumătate plus un vot din voturile valabile exprimate. Un tur sau două tururi, în cele mai multe cazuri două tururi, pentru că nu se prea obține o majoritate de aceasta din primul tur. La București, PNL trebuie să aibă candidați proprii și pentru primăria capitalei și pentru primările de sector. Avem câteva opțiuni care sunt testate în sondajele de opinie. Deci excludeți varianta de candidat unic? Nu exclud, dar aș vedea un candidat unic al PNL susținut de celelalte partide, mai ales că cele două forțe USR Plus, care sigur nu au atâta putere ca Partidul Național Liberal în România, dar care în București au o forță considerabilă, în acest moment n-au reușit să stabilească un candidat comun și acolo lucrurile sunt încă neclare între cei doi pretendenți, cel al USR, sau susținut de o parte din USR, ca să fiu mai exact, și candidatul Plus din București.
o analiză, trebuie să așeze la masă președinții naționali, pentru că nu e o decizie pe care o pot lua doar organizațiile din București, ale partidelor care vor să nu mai vadă PSD-ul la butoane în următorii ani, nici la primăria capitalei, nici la primările de sector, și văzut care ar fi soluția cea mai bună. Nu exclud candidat comun, dar până să ajungem acolo, trebuie ca PNL să stabilească candidații săi. Și apoi, în funcție de candidații săi, să vadă cu argumente puternice și să ceară sprijinul celorlalte forțe politice. Poate un candidat susținut de PNL să o întreacă pe Gabriela Firea? Sigur, sigur. Deci poate PNL și singur? Poate PNL și singur. Ar putea mai ușor un candidat susținut și de alte partide, de toate partidele pe care le-am amintit, dar cred că da, pentru că, din păcate, avem un bilanț negativ al administrației PSD din ultimii 4 ani de la primăria capitalei, nenumărate promisiuni neîndeplinite, foarte multe măsuri proaste, cheltuirea către acțiuni care nu erau prioritare a bugetului Bucureștiului, companii, spectacole, tot felul de cheltuieli sociale care nu erau prioritare și care au un efect social însăși destul de discutabil, dar au oarecare logică electorală, mai ales la legile dintr-un singur tur. Toate acestea trebuie să fie oprite și trebuie oprite de o altă viziune care trebuie, în opinia mea, să fie viziunea liberală. Domnule Cristian Bușoi, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă mulțumim! Mulțumesc.